merge mai departe și scrie în carte că la emisiune vine Mădălin de la Five Gang și va avea parte și de un test. O să vedeți despre ce este vorba. E aici pentru o provocare extraordinară în prag de Sfântul Ion. Greta, să vină bolul pentru că va fi un joc între mine și Mădălin de la Five Gang. Așadar, Mădălin! Sunt prea top, 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 totdeauna primul loc. Salutare, fraților, ce faceți? Cum sunteți? Bine v-am regăsit, bine v-am regăsit la un nou vlog. Aici, alături de Cătălin Măruță, ce zici? Îmi dai emisiunea ta. Da, stai, suntem în vlogul tău acum. În vlogul meu și live la tine. Adică facem cumva un vlog în vlog, nu? Mamă, cât de tare mi se pare chestia asta. Dar ce microfon fain ai așa cu pup, acum sunetul se duce. Îi se spune mâță. Mâță. Bine, revenim. Perfect, dar știi ce am observat? Microfonul ăsta seamănă cu freza ta. Da, m-am lăsat părul lung, m-am îngrășat. Nu face absolut nimic de asta, negru subțiază, ai pus și fularul, perfect. La mulți ani e lui Gami, a fost ziua lui, nu? A fost ziua lui când? Ieri. Da. Ieri cum, ziua cum lui. A fost ziua lui? Din Five Gang, colegul stai tău. Stai că am uitat, în ce zi suntem astăzi? Este data de 10. 6. Cât? Cum e 10? 6? 6 ianuarie. 6, da, ok, bine. Nu știu ce dată e. Da, l-ai sunat măcar să ieși la mulți ani? Dar cum să nu, primul am fost. Ai fost primul? Dar cum să nu, no, mereu. Bravo, mă, cu frații petrec. Nu ai cum. Și ce cadou ai făcut? Păi urmează să mergem la ziua lui și facem cadou, acum deci vedem. Nu v-a chemat nimic, a? Nu v-a chemat. Ba ieri. Da, cum să nu. Păi și n-a dat ieri de băut? Păi nu ieri, ne cheamă vineri. Deci vineri de băut. Avem, vineri avem mare party, adică nu e așa. Perfect. Ce ai făcut de sărbători? De sărbători acasă cu familia, cu iubita. Uite-o. Iubita, iubi. O făcut așa către mine. Aici, da, a fost acasă cu iubita. Îmi place. Ai fost la Oradea, nu? De sărbători. Nu, 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 la Brașov. La Brașov. La Brașov. Da, înainte de sărbători. Cu mine, împreună am fost. I-am făcut cadou frumos să mergem la munte. Superb. Voi sunteți împreună de cât timp? De un an și două luni. Iubita, fii atentă, numai o secundă. Pe ce dată v-ați cunoscut? Mamă, acum dată nici nu mai știu când ne-am cunoscut, la majoratul ăla, nu știu data exactă, știu nici anul măcar. Da, să știi că era într-o zi, deci măcar... Într-o zi. Era într-o zi. 100%. Perfect, fii atent. 100%. Te bag la o super provocare. Mâine e Sfântul Ion. Așa. La mulți ani tuturor. Aici avem întrebări care duc legătura la persoane celebre care poartă numele de Ion... Noi trebuie să ghicim. Ion, exact, noi trebuie să ghicim din indiciu pe care l-avem în întrebare. Ok. Perfect. Hai, deci nici eu nu știu întrebările, jur. Tu tragi o întrebare, eu tu mă minți. Pe cuvânt că nu știu absolut nimic, gata, jur. Așa. Perfect, facem pinky. Bun, eu iau unul. Ia, asta. Citește. Aoleu, stai, ia, citește. Sper că nu e ceva cu picant și din asta. Nu, e cu picant, stai. Deci trebuie, fii atent, acolo e un indiciu și tu trebuie să ghicești despre ce Ion e vorba. Ia, citește. N-a fost vlogger, dar îl știe o țară întreagă. Comedianții îl adoră, repetenții îl ignoră. E un Ion celebru, jur că nici eu nu știu despre cine ar fi vorba. Dar nouă, dacă nu știi cine, ne spune, spui tu, Greta. A, avem vă poza. Rog, vă rog frumos. Deci e 8, întrebarea 8, deci la tine e așa. Hai, citesc eu, deci n-a fost vlogger, dar îl știe o țară întreagă, comedianții îl adoră, repetenții îl ignoră. Ion? Rusu? Nu. Cine e Rusu? Nu știu, zic așa. Tu vrei să zici de la Kiss? Da, nu știu. Ionuț Rusu. Ionuț Rusu, și Ionuț e, nu? Păi da, blogger, el e blogger. Nu e blogger, nu e vlogger. Eu zic Ionuț Rusu. Te dai bătut, ia, hai să vedem. Eu zic Ionuț Rusu. Ia fii atent. Ion Luca Caragiale. Ia auzi. A, repetenții îl... Cum zice da, acolo? Da, mă, repetenții îl ignoră, comedianții îl adoră. Ok, Ion Luca Caragiale. Domnul da. De față. Dacă exact. Nu știți cum arată, fii el atent, este Ion Luca Caragiale. Trag un bilețel. Unul, adică este o cacofonie acceptată în limba română. Ion Luca Caragiale și da. Biserica Creștină, nu? Da. Așa, bun, și perfect. Și Biserica Catolică. Și Catolică. Bun, sunt trei. Păi sau nu, catolică, mai multe, nu? Probabil. Fii atent, la mine. A, gata, m-am ghicit. Păi, mustăcios, zgârcit, cochet, s-a iubit și cu Loret. Ce Ion mustăcios, zgârcit, eu mi-am dat seama cine e, dar vreau să văd dacă tu știi. Zgârcit, cochet, dacă spui tu, îți dau punctul. E un Ion celebru, mustață celebră. Mustăcios, zgârcit, cochet, s-a iubit și cu Loret. Îți dau punctul. Zi. Ion Țiriac? Asta e, măi! Ia uite, mă, mi-am dat punctul.
Bravo, bravo, bravo. A fost alegerea ta, îmi pare rău. A fost alegerea mea. Hai, trage bilețel. Da, păi... Ion Țireaț. Eu când am auzit... Nea Ioane, la mulți ani! Respect, Doamne ajută, tot mai sus, Doamne ajută. Da, așa. Tot mai sus. Nea Ioane. Hai să vedem. Nu contează, nu există un cel mai sus. Ia să vedem, ce ai acolo? I-a zis papa, Papadopole, când o vezi, urli ole. Ole. I-a zis papa, Papadopole, când o vezi, urli ole. Bă, dar tu tragi de ăștia, nici eu nu dau seama, ajut. Ce e aia? I-a zis papa, Papadopole. A, gata mă, am prins. Când o vezi, urli ole. Gata, m-am prins. I-a zis Papadopole. Papadopole a fost soțul ei. Papadopole. Îți dau indicii, deci dar tu... o femeie. E clar o femeie. Ioana... Ioana... Cărtărescu? Ce să zic aici, Ana? Nu știu. Actriță Ioana Ginghină a fost la mine invitată de mai multe ori. A fost căsătorită cu Alex Papadopol. Este dintr-o generație puțin mai veche, probabil, nu? Sau? Nu? Nu știu, îmi pare rău, nu vreau să fac pe nimeni să simtă prost sau ceva de genul. Adevărul că nu trebuie să ne supărăm sau asta. E normal, uite, ți se pare generație veche? A, nu. Nu este, îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. E destul de proaspătă, zic uite, eu. Din ziua de astăzi o să știu despre cine a fost vorba. Chiar mă simt prost, perfect. Îmi pare rău. Nu, dar n-ai de ce să te simți, pe cuvânt. Sunt oameni din alte generații. Hai să vedem ce bilețel trag eu. Sunt nou în industrie. Cine așa a zis că a mâncat dintr-o pizza o felie, dar fetița a apărut-o ca pe pat 3 din cutie? Hai mă că știi asta că e virală. E virală. Bă, jur rău, că e virală rău, e virală, dar nu știu cine e, adică nu știu deci, numele. Era live pe Facebook, da? Da. Și deci întrebarea e așa, cine a zis că a mâncat dintr-o pizza o felie, dar fetița a apărut-o ca pe pat 3 din cutie? Era filmulețul live, mama, e o femeie, clar, da. Mama, live pe Facebook, știi? Și... povestea că n-am mai prea mâncat, doar că am gustat un pic o felie de pizza și nu știu ce. Și fetița de acolo a zis, 3! Mama, tu ai mâncat aproape pizza, o 3. Pizza, toată nu, pizza, sau 3. Cât? 3 a zis? 3 felii, da. 3 a zis. Și mama știi cum a făcut, nu? Una. Și știi live. Cine? Live, știi cine? Nu știu, mă gândesc că o cheamă Ioana. Sau... o cheamă Ioana, Oana... Ionela. Oana Roman. Oana Roman, dar ok. Dar știi viralul, nu? Știu viralul, dar nu știam exact cine. Haide că... uite, acum știu. Acum știi. Acum știu. Continuăm jocul ăsta după o scurtă pauză de publicitate. Mădălin de la 5 Gang este cu noi. Căutați-l pe Instagram. Yes. Faceți story-uri și mai avem întrebări. Haide că e fain. După bun, perfect. Mamă, cât m-am dorit vreodată... nu știu... mi-am dorit să am și o publicitate aici, să mai stau pe aici, că-mi place. Am revenit în direct, oameni buni, Mădălin, 5 Gang este cu noi, iar Vanessa pe pauza publicitară pur și simplu l-a băgat în corzi. Și ce ți-a zis? Ce ți-a zis? Băi, la aia cu Ionuca Caragiale știam. Ce, așa, pum drept, vai ce mă enervezi, că eu știam întrebarea și răspunsul cu Ionuca Caragiale. Deci bam. A fost fight pe pauza publicitară, dar da, o să vedeți în vlogul lui Mădălin. Ai filmat? Am filmat, cum perfect, să nu? No, bine, hai să vedem. No, bine. Trage următoarea întrebare. Ia să vedem ce scrie. Deci concurs, oameni buni, pentru că mâine e mare sărbătoare, Sfântul Ion, și facem un concurs în premieră, ia zi. No. Cine s-a născut între Carpați, într-o casă cu mulți frați? Hai că trebuie să știi asta. Mamă, Vanessa, e acolo, fierbe sumască. Unu Ion. Un Ion, asta clar, dar care Ion? Vreau să rămân aici. Ce notă îmi dați pentru răspunsul ăsta? Unu Ion. Deci, n-am eu voce. Ciucă, ia bagă tu aia. M-am născut în Te Carpați. Ha? Nu știi? Celebru, cântăreț. Ion. M-am născut între Carpați. Alea cu voce așa mai caldă, nu? Da. Zi. Apoale de mâine. Exact. Asta e. Exact. Union. Nu știu, respect pentru domnul, dar nu știu cum îl cheamă. Este un domn Ion sau Ioan? Ion Dolănescu. Dolănescu. Da, Dolănescu. Deci, numele ăsta îl știam în cap, dar nici cum nu mi-a venit acum. A căzut asta. Nu știu, o legendă. O legendă. Corect, așa e. Scoate-te. O legendă. Gata, m-am prins. Amintirea lui e mereu vie, nu doar cea celebră din copilărie. Ion Creangă. Bine, mă, Ion Creangă. Mamă, dar fii atent cum era Vanessa, ai văzut-o? Stai să o arătăm puțin pe Vanessa. Era Vanessa când era răspunsul, făcea, hai mă, răspundeți odată. Cât a luat la școală Vanessa la bac?
Păi acum de bacul. Eu zic că peste 9, așa e? Îl iei? Cu peste 9? Îl ia, mă, cu peste 9, să ia cu peste 10. E fată deșteaptă, nu? Peste 10, perfect. Perfect. Mădălin de la 5 Gang, oameni buni, căutați-l pe Instagram, pe Facebook și pe YouTube. Și Mădălin, vrând nevrând, la insistențele iubitei, va veni și la sosurile picante. Duc și eu un sos picant de la mine. Perfect, dar vii la sosurile picante. Dar nu-l mănânc eu. Dar vii aici la sosurile picante. Dar cineva, oricum de aici trebuie să... Vin, hai că vin, ce să zic și eu. Vin să mă chinui. Așa că o să aflăm multe lucruri interesante. Până atunci, oameni buni, să aveți o seară minunată. Ne vedem mâine la ora 3. Toate cele bune, numai bine.